găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Satul meu, emisiune dedicată agricultorilor, fermierilor din toată Oltenia și nu numai. De această dată îl veți cunoaște pe domnul Iulică Dinu din comuna Mărșani. Suntem în ferma dumnealui, într-unul dintre solarii și spunem bine v-am găsit. Bine ați venit! Vrem să aflăm povestea dumneavoastră, când ați început să faceți agricultură, e o moștenire de familie sau nu? Care e legătura dumneavoastră cu agricultura? Da. Normal, de mic copil am muncit în agricultură. Bunicii mei au fost agricultori după timpul comunismului, așa cum toată lumea, majoritatea de la țară, a lucrat în postele CEATEL. Și dacă tot timpul am văzut ceva, cultura de tutun, cultura de porumb, grâu, mai puțin cultura de căpșuni. În special, cartofii erau baza cartofii localității noastre Mărșani. La Mărșani, da? Și de câte ori mergeam la piață cu cartofii, tot vedeam câte o persoană care venea cu două, trei lădițe de căpșuni. Toată lumea vindea cartoful mult mai greu. Căpșunile, în două minute, erau gata, lăsă și tot așa. A fost un semn. A fost, da, ceva care m-a mișcat puțin. Na, și între timp, na, am, zic așa, aveam ceva, ceva în suflet pentru căpșuni. Și s-a ivit o oportunitate în care am putut să punem, în 2010, așa, o suprafață de căpșuni. Mică? De vreo 1000 de metri, da? Și a fost foarte bine, au ieșit foarte bine. Încet, încet, așa, ne-am îndrăgostit, să zicem, de cultură și am pornit. Deci, după, din 2010, da, după, ferma dumneavoastră da, 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 s-a dezvoltat încet, încet, încet pornind încet, de la această suprafață da, 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 de 1000 de metri pătrați. Da, da, da. Și astăzi, în 2024... Dacă vă zicem suprafața de anul trecut, am avut și vreo 10-12 hectare. Am redus puțin, acum suntem la 6 hectare, dar într-o lună de zile vom înființa alte 4. Ajungem iară la 10, după care rotația culturilor, mai desființăm, înființăm, în primăvară e posibil iar să înființăm alte suprafețe care o să le desființăm în toamna aceasta. De anul trecut a fost un an bun, 2023? Da, putem să spunem că bunicel față de anul ăsta care deja păi suntem... Păi acolo o să ajungem, dar suntem, din 2010 și da, până acum ați avut vreun an dificil? Da, să știți că a mai fost când aveam suprafața de 2000 de metri, după 1000 de metri la un an de zile am făcut 2000 de metri, dar spre final, spre final de recoltă, tot așa a venit grindina și... dar a fost spre final. 2011, cred. Nu mai mi-aduc aminte bine, dar ceva de genul. Dar nu v-a descurajat ce a fost atunci? Nu, nu, nu. Păi vă dați seama că dacă am ajuns la suprafața asta, e normal că nu ne-am descurajat. Ce s-a întâmplat anul acesta, în primăvară? Anul acesta, toate bune și frumoase. A fost un an extraordinar de bun până în momentul când a venit grindina, în 8-a, 5-a, da? Plantele au mers așa de bine, așa frumos, au dezvoltat, timpul a fost prielnic. Chiar mai devreme față de anul trecut. Mai devreme, sigur că da. Dar probabil că datorită faptului că vremea a fost foarte bună în aprilie, martie-aprilie a fost foarte bună, acum în luna mai, când trebuia să fie super bună, ați văzut și dumneavoastră, vine grindină, vine ploaie, vine... Suprafață calamitată, nu? Cultură calamitată. Da, normal, cultură calamitată. Acum, na, să vedem, ați văzut și dumneavoastră televiziunile, au filmat, au asta. Vedem dacă și guvernul nostru se pune în mișcare, dacă face ceva pentru noi, pentru... Dacă vine în sprijinul dumneavoastră da, în da, un fel. O să vedem. Am mai avut probleme în 2015, când a venit bruma, un gheț de minus 4-5 grade și erau fructele deja formate, în care, la fel, s-au făcut documente în primărie cu calamitate, cu nu știu ce, da, nu s-a mișcat nimic până nici astăzi. Atunci n-avem mari speranțe,
să zicem, la guvernul nostru, adică direcția agricolă și organele supreme, nu știu de ce, dar nu vedem, nu sunt semne bune pentru agricultura românească. Nu vedem, nu știu, de la ministru în jos, de la ministru până la direcția agricolă, care este organul, zicem, principal și instituția reprezentativă în teritoriu. Da, în teritoriu, adică dar nu vedem să vină pe la fermieri așa să mă întrebe: domnule, cu ce vă confruntați? Ce putem face noi de la guvern pentru voi? Păi da, dar poate consideră că agricultura pe care o faceți dumneavoastră este o afacere a dumneavoastră și a familiei. Da, și nu, atunci? Nu contează că e o afacere. Căpșunile astea merg în România, nu merg în altă parte. Pentru oamenii din România care să consume căpșuni, noi ne căznim să le facem cât se poate de bine, fără tratamente chimice, așa, adică suntem licențiați, să zicem, am făcut facultăți, am făcut asta, ca să știm cum să faci o cultură, să le tratăm, să le fie cât mai bio, cu toate că sunt scumpe tratamentele bio față de cele chimice, dar mai bine facem mai puține tratamente. Acum, făcând o facultate, știm când e momentul să le aplicăm, nu aplicăm după ureche în fiecare când și zi. Cât cu... și... Da, da, da. Deci pe asta... necesități. Dar produsele dumneavoastră sunt și certificate, nu? Avem și certificat Global Gap pe firma pentru care lucrăm. Suntem puși la punct cu totul. Numai că, v-am zis, adică noi ce spune legea facem. Ne certificăm, înregistrăm cu ce produse tratăm căpșunile. Am pus și contorizarea pe apă, pe foraj, pe totul, adică să fim în regulă. Angajați cu carte de muncă. E mai greu cu oamenii că nu sunt încă, zicem, socializați așa cu munca, toată lumea vrea la fabrică, nu vrea în agricultură, pentru că e mai greu în agricultură, e normal. Dar cineva trebuie să lucreze și în și agricultură. Și cu cine lucrați? Ați reușit să găsiți oameni din comună? Foarte, foarte puțin, dar în special cu familia lucrăm și ceva rude apropiate care... le-am încadrat în muncă, să nu intrăm în contradictoriu cu legea, plătim dările la stat. V-ați gândit vreodată că ar fi fost necesară o asigurare a culturii? Noi ne-am gândit, dar am încercat să asigurăm cultura, dar nimeni nu vrea să facă asigurare pe cultura de căpșuni. Toate firmele știu că e o cultură pretențioasă, e perisabilă și toată lumea fuge de... Și asta înseamnă că mergeți mai departe asumându-vă și riscurile astea. Mergem mai departe, da, asumându-ne riscurile. Ați văzut și dumneavoastră cum ați filmat acolo, în teren. Nu știu, estimăm probabil undeva la 40-50 de tone de căpșuni care ați văzut și dumneavoastră, le încărcăm, le strângem, pentru că nu putem să le lăsăm în cultură, deoarece ele se au făcut boală, putregaiul, și putregaiul se întinde rapid și riscăm să compromitem și fructificarea a doua. După cum ați văzut, acum suntem aici în solar la fructificarea a doua a plantelor de căpșuni, deoarece este un soi remontant care fructifică de două ori în primăvară și vară și după aceea mai fructifică o dată în toamnă. Dar câtă muncă faceți acum pentru a reîmprospăta cultura? Grozav, o muncă fiecare de... plantă? Da, da, da. Trebuie luată la mână fiecare plantă. Curățată. Curățată de frunze, de tot fructe, tot ce este stricat acolo, să rămână, adică o igienă, cum scrie la carte. Și cultura, producția a doua va fi oricum mai mică? Va fi oricum mai mică, deoarece vin căldurile, acum vin 35 de grade, 38 de grade, vă dați seama. Ce să facă planta la 38 de grade? Ce facem noi oamenii? Da, planta care nu poate să se miște de acolo, rămâne în câmp liber. Dar mergeți mai departe și ați zis că veți înființa în această toamnă o altă cultură. O altă cultură pe alte suprafețe de vreo 3-4 hectare. Acum ne gândim să vedem dacă mai înființăm în câmp liber sau ne gândim, vedem dacă ne acoperim cheltuielile și mai rămâne ceva pentru altă investiție, deoarece și plantele costă o grămadă de bani. Aveți credite la bănci? Avem și credit la bancă, avem un credit la bancă, dar mic, nu, sperăm că ne descurcăm, sperăm că reușim să-l achităm fără probleme. Ce plan aveți pe viitor?
Unde vreți să ajungeți? Că trebuie să fie obiectivul stabilit și care să vă ambiționeze să treceți peste momentele grele. Da, da, da. Ați văzut și dumneavoastră acum cu proiectele europene, cu toate astea, sperăm dacă reușim să facem un proiect de la solarii deschise, solarii închise, cum suntem și aici, dacă reușim să facem un proiect, să facem o seră modernă. O seră, cum vedem și în alte țări, să scăpăm de problemele astea cu apa, cu grindina, cu toate cele. Provocările aduse de natură să nu vă mai afecteze și să aveți probabil mai multe recolte, nu? Da, da, sau... da. Da, e o fructificare continuă în seră, cu mici pauze între când se schimbă plantele, că planta nu poate să meargă, nu știu, un an de zile, zicem, face o fructificare, două, și se schimbă alte plante. Acum sunt firmele mari din alte țări care pregătesc planta, putem să cumpărăm planta pregătită în momentul în care o plantăm în seră, în solar, dacă, de exemplu, putem să facem și aici, o să încercăm să vedem dacă reușim, să facem și aici la înălțime, la jgheaburi, așa cum am văzut, ca în 30 de zile de la plantare deja să poată să producă căpșuni. Să și acolo, așteptăm. La cultura pe care o înființați în toamnă, când va fi prima recoltă? Da, e posibil, depinde de vreme, dar e posibil să prindem o fructificare chiar în toamnă târziu. Asta înseamnă că vă duceți până aproape de... Până, da, depinde de vreme. Și atunci veți avea vreo 4 recolte într-un an, dacă merge formula asta. Da, adică asta v-ați dorit să aveți? Asta, mai... da, corect. Asta să aduceți pe masa cumpărătorilor căpșune de aici, din Mârșani? Da. Aproape. Deci, da, ele ajung în București, în supermarket, în astea. Mai puțin la Craiova, aici sunt ceilalți producători care sunt pe suprafețe mai micuțe, mai n-au certificare, n-au nimica, ei merg la piața aici, noi. Da. Când auziți că spune cineva că dumneavoastră sunteți poate chiar primul fermier care a cultivat căpșuni în Mârșan și astăzi încă sunteți un fermier cu această cultură, dar cu suprafață mare, da. Ce simțiți? Da, e mândrie? Mă bucur pentru că sunt oameni care apreciază realitatea. Adică nu... Știți cum e la noi, la români? Când cineva face ceva bun și asta, toată lumea caută să spună lucruri urâte, să tragă în jos, să pună bețe în roate, să nu meargă bine. Nu știu de ce, dar așa suntem făcuți noi românii. Dar au venit la dumneavoastră fermieri care au vrut să înființeze și ei culturi și v-au consultat sau v-au cerut părerea? Tot ce este în zona Dolzului, nu știu dacă sunt câțiva care nu m-au contactat și pe care nu i-am ajutat cu informații, cu de unde se cumpără plante bune. Totul, sunt deschis la orice pentru oameni. E loc pentru toată lumea. Numai oamenii să aibă încredere în ei și să persevereze, să nu se lase... Asta zic, care sunt dificultățile, că trebuie să știe la ce... Da, da, da. Dacă ar fi să le enumerăm, ce vi se pare cel mai dificil în activitatea pe care o faceți? Care sunt riscurile astea? Da, când știm ce e de făcut, zicem că nu e nimic. Singura problemă la care ne așteptam, asta era cu grindina, că nu putem să facem... În rest, totul se rezolvă. Dacă oamenii nu știu, eu le-am recomandat la toți să meargă pe suprafețe mici, maxim 1000 de metri, după 3-4 ani de zile, după ce învață puțin despre ele, cum să se comporte, cum, ce trebuie la o plantă, după aceea poate să mărească încet, încet suprafețele. Și acea suprafață inițială să fie de spațiu protejat? Dacă au posibilitatea, dar de regulă... Costă mult? Costă destul de mult. Știți bine că fierul e scump, folia e scumpă. Și mâna de lucru ca să facă irigația absolut necesară. Fără irigația, da, toate sunt scumpe, costă o grămadă de bani. Dar i-a sfătuit să facă asta? Sau? Da, dacă ei simt că le place cultura asta, eu îi sfătuiesc să o facă, că nu e imposibil, nu, totul e posibil, dar dacă le place. Ca să ai o afacere profitabilă, foarte mult timp, da, de ani an de zile, tot reinvestim, reinvestim, reinvestim. Ce am câștigat puțin anul trecut, am făcut solariile astea,
pentru că acum 2 ani am făcut solarul cel deschis de afară. Acum am făcut și pe ăstea. Acum vedem dacă după povestea, dacă nu era grindina, probabil că mai făceam ceva. Mai rămânea ceva, pentru că vine primăvara și o să trebuiască chiar tratamente, poate alte cheltuieli care... Dar având acum știința pe care ați dobândit-o și prin facultate și prin masterat și dumneavoastră și fiul, nu mai apelați la un consultant pentru astfel de probleme cu dăunători și boli? Știți dumneavoastră că oricât ai zice că le știi pe toate, tot nu le știi. Da, când este nevoie, mai consultăm. Noi nu avem rușine, nu e problemă. Mai bine să fim mai bine informați decât să mergem cum credem noi și să greșim undeva. Da. Este inutil să vă întreb dacă vă place ce faceți, pentru că asta faceți de atâta vreme, continuați să faceți, depășiți și momentele critice. Da, da, da. Nu rămâne decât să vă doresc multă sănătate dumneavoastră și familiei și totuși sunteți norocos că aveți 2 copii care sunt alături de dumneavoastră și duc afacerea mai departe, la următorul nivel. Eu o să mai merg cu evident. Un an, 2-3, nu știu cât, nu pot să spun nimic, dar... Da, aveți mulțumirea aia sufletească. Da, să continue, pentru că e păcat de ani de zile, de experiențe, de probleme, de toate cele și acum când am ajuns la un nivel în care putem să lucrăm mai ușor, să știm despre ce e vorba, să nu, să se oprească. De aceea mergem mai înainte, indiferent de grindină, de... Pot spune despre dumneavoastră că aici aveți acel acasă? Da. E corect. Acasă mergem decât ca la rude. Repede. Și în concediu? Că vine vara. În concediu, acum vedem cum ne organizăm cu copiii. Prin rotație. Prin rotație, fiecare să meargă o săptămână, două, că ajunge. Nu se poate. Și să mai spunem că îngrijirea acestei culturi necesită și tură de noapte. Da, da, necesită și tură de noapte, pentru că nu facem față cu irigațiile. Și trebuie să meargă continuu. Apa merge continuu. Acum e puțin așa, temperaturile, vedeți, 20-22 de grade, dar când trecem de 32 de grade, deja nu ne mai oprim. Mergem continuu, zi și noapte. Mulțumim și să ne reîntâlnim pentru următoare ediție a emisiunii noastre și spor la treabă. Să nu mai aveți parte de astfel de momente cum a fost cel Dumnezeu din mai. Vede ce face, nu știu. Noi zicem că nu trebuie să se întâmple așa, dar asta e, nu avem cu cine să ne certăm. Corect. Mulțumim. Cu plăcere. Suntem într-unul din solariile familiei Dinu, să spunem, din comuna Mărșani și îl vom cunoaște prin interviul următor pe Sebastian Dinu. Bine, te-am găsit. Bine v-am găsit. Și o să-mi permit să-ți spun Sebi, pentru că am discutat un pic înainte și pot să consider că ne-am împrietenit deja. Sebi, tu ai o poveste pe care noi vrem să o aflăm. Ești un tânăr de 25. Mulți înainte. Un tânăr de 25 de ani care alături de tatăl său, de familia întreagă, muncește, și când zic muncește, muncește la modul serios în agricultură, în această fermă. De ce ai făcut alegerea asta? Putem să zicem că este și o moștenire de familie. Adică noi, de când ne știm, am crescut în agricultură, doar agricultura am făcut... Am început cu căpșune undeva în 2010, până atunci făcusem cartofi, lubeniță, varză. Tata a moștenit și el mai departe la rândul lui, tot la fel agricultura a preluat și el. Adică de mic ai fost pe câmp, la lucrări agricole? Da. De când am crescut, eu am crescut în agricultură. Dar ai făcut și studii în domeniu? Am făcut și studii, da, am terminat facultatea de horticultură în cadrul Universității din Craiova. Acum sunt anul întâi la master, la management și consultanță în dezvoltare, în horticultură și dezvoltare rurală. Și ai făcut aceste studii pentru că era firesc sau pentru că, într-adevăr, ți folosesc și vrei să știi ca la carte cum se poate face agricultura? Bineînțeles, le-am făcut tot spre binele
și agriculturii și al meu, deoarece în orice domeniu ai activa, nu neapărat agricultură sau construcții, trebuie să ai idee ce și cum faci ca să nu faci totul greșit. De asta am și aprofundat studiile, ca să facem totul ca la carte, practic. Aș vrea să-mi spui căpșunile astea pe care le avem de jur împrejur și sunt pe o suprafață semnificativă. Pentru tine reprezintă zi de zi o grijă, nu? Da, asta este activitatea noastră de dimineață până seara, din ianuarie în decembrie, în fiecare an. Cum am zis mai devreme, ne ocupăm cu căpșuni din 2010, am încercat toate soiurile posibile, și uniflore și remontante. Acum suntem într-o plantație de soi remontant. Am avut în anii trecuți și uniflor, am rămas doar pe remontant pentru că este mai rezistent puțin la boli și dăunători, dar tot la fel cu foarte mare atenție și grijă la el, altfel e la fel de perisabil ca soi uniflor. Poți să-mi descrii care este munca ta în fermă, nu știu, ori pe parcursul anului, ori etapizat privind tehnologia, da? Unde ești tu efectiv implicat? În principiu sunt implicat în toate muncile de la începutul sezonului până la final de sezon. Nu știu acum dacă putem să mai numim sezon, pentru că la noi sezonul cam face parte tot anul, nu mai sezonier de 3 luni sau de 2 luni. Noi începem în ianuarie cu curățat, stropit, udat și așa mai departe până în decembrie. Adică noi suntem prezenți la toate operațiile care se fac de curățare, de stropit, de udare, de erbicidat, de absolut tot ce ține de bunăstarea de îngrijirea plantelor. De sănătatea plantelor. Anul acesta a fost și un moment pe 15 mai sau mai devreme, nu azi, imediat după Paște. A fost un moment total neprielnic, mai ales pentru plantele aflate în câmp, nu în spațiu protejat. Cum a fost pentru tine, care a fost impactul și care sunt consecințele? Da, este un impact negativ, vă dați seama, fiind muncă din anul trecut, până acum, adică toate operațiile s-au făcut, toată munca investită, timp, muncă, putem să zicem și banii. Evident. Da, ca să pierdem tot în 10 minute de piatră, vă dați seama că este un moment foarte neplăcut. Adică am investit foarte multă muncă, suflet. A durut? Vă dați seama, este oarecum o durere, o pierdere foarte mare să pierzi 6 hectare, nici nu am apucat să culegem. Adică exact în momentul în care ar fi trebuit culese roadele muncii despre care vorbeai. 15 mai, când trebuia să începem, deja s-a stricat toată căpșuna și verde. Și acum, la o săptămână distanță, încă se mai văd efectele acelui episod de vreme neprielnică. Nu doar că au fost ploile abundente, dar piatra, înțeleg că a fost cauza care a amplificat daunele. Da, cu ploile suntem obișnuiți, ca în fiecare an, fix când trebuie să începem sezonul de căpșuni coapte, în câmp deschis. Cu ploaia ne-am obișnuit, dar cu piatra a fost o piatră destul de mare ca diametru și a afectat foarte mult și plantele. Ăsta era primul rod și cel mai bun, nu? Da, planta în primăvară inițial dă 80% din producție, apoi acest soi dă 80% din producție în primăvară și 20% pe parcurs, spre toamnă-iarnă. Asta înseamnă că și daunele... Și daunele sunt foarte chiar mari. Chiar dacă nu știu, puteți acum să estimați cam... Cât? Da, estimarea s-a făcut de către noi acum o săptămână. Sunt pierderi undeva la minim 50 de tone de căpșuni. Mult. Extrem de mult. Ce reușiți să mai faceți acum? După acest episod, încă se mai curăță plantele. Există șanse de reabilitare a lor? În principiu există de reabilitare a plantelor, plantele își revin fiind un soi remontant, dar producția este pierdută până acum de 100%. Încercăm să vedem ce mai reușim și ce mai reușește planta să producă până la final, dar este destul de greu. Și care să fie lecția? Că astfel de episoade oricând se pot întâmpla. Agricultura în câmp deschis este mereu un risc. A fost și este în continuare și va fi. Un risc foarte mare pentru orice cultură în câmp deschis.
Viitorul, eu cred că sunt solarele. Agricultura în câmp deschis este foarte greu de ținut sub control. Pentru că sunt aceste riscuri aduse de vremea imprevizibilă. Revenind la persoana ta și la ambiția și poate și planul de viitor, pentru că sunt convinsă că ai un plan de viitor, ce poți să-mi spui? Ce îți dorești să se întâmple în viața ta mai departe? De prezis de acum nimeni nu poate prezice. Evident, dar toți avem un plan. Da, un plan de pentru viitor. Încercăm să reducem suprafața, să ținem mai puțin o suprafață în câmp deschis, o să ne mutăm mai mult, să ne axăm mai mult pe solare. Deja avem o suprafață de 2 hectare de solar din anul 2022 până acum. Încercăm să reducem suprafața în câmp deschis și să ne axăm mai mult pe spațiu protejat. Și un proiect european sau o modernizare a fermei? Momentan nu am aplicat, nu am accesat niciun fond european. Pe viitorul apropiat sperăm că o să accesăm. Vă interesează și alte culturi în afară de cea de căpșuni? În principiu nu ne mai interesează, deoarece ne-am axat de aproape 15 ani, suntem doar pe căpșună, tot pe căpșună o să mergem, pentru că știți cum e, asta știm să facem cel mai bine, asta facem și în continuare. Nu te-ai gândit nicio clipă, chiar și atunci când a fost foarte dificil, foarte greu să vezi atâta muncă distrusă de grindină, nu te-ai gândit că poate ai găsit un alt drum mai bun, mai bănos, cu mai puțină muncă din punct de vedere profesional? În principiu nu m-am gândit, deoarece, cum am zis și mai devreme, asta știm să facem, continuăm cu bune și cu rele tot așa, încercăm să găsim soluții să reducem pierderile ca de la an la an. Progresăm de la an la an, cum am zis, și datorită studiilor, pentru că au și ele rostul lor, și datorită experienței acumulate până acum. Asta înseamnă că și peste 10 ani, dacă va fi emisiunea noastră în grilă, da, și vom veni aici... Să ne găsiți doar, că o să găsiți doar solare. Mulțumim! De această dată ne aflăm în comuna Rojiște din județul Dolj. Momentul este la o săptămână după Paști, când vremea nu a fost deloc prielnică, le-a cam dat o lovitură grea fermierilor din această zonă, din Rojiște, din Mărșani și din mai multe localități din Dolj. Noi, ca și în alte ediții, suntem alături de fermieri și la bine și la greu. Vom vorbi în continuare cu domnul Arcadie Dina din comuna Rojiște, fermier cu experiență destul de vastă. Bună ziua, bine v-am găsit și v-am găsit pe câmp. Să rămână, bine ați venit. Aici a fost exact cum era potoponul noi, dacă ați privit la televizor, aici a fost în realitate. Am crezut că ne răstoarnă și mașina. La ploaia și piatra care a fost aici, era un zgomot de ceea ce scrapă inima. Ce suprafață aveți? Ce culturi aveți? Păi avem 2 hectare de pepeni verzi, galbeni și galbeni, și 2,5 hectare de cartofi. Aici. Solarii avem așa acasă și la câmp. Am pus și noi ceapă. Mai avem și următoarele tranșe, tranșa a doua, tranșa a treia de lubeniță, cum se spune la noi, pepeni galbeni. Și din culturile acestea, care au fost efectiv calamitate de vremea neprielnică, păi, de ploaie și de grindină, că a fost și grindină. Grindina a durat cam 20 de minute. Vă dați seama că s-a adunat cu pumnul după jos. Atât de multă. Nu mai spun apă. Potopul nu era, avea apa 70 de centimetri în lubeniță. Noroc că s-a tras până dimineața, că dacă nu se trăgea, puteam să plecăm acasă definitiv. Mă înțelegeți? Dar ce ați făcut când ați văzut că e vremea așa de rea? V-ați urcat în mașină și ați venit la câmp? Și am venit, păi aici m-a prins ploaia. Am venit la câmp să văd, se întâmplă, nu se întâmplă. Și când am ajuns, s-a pus potopul în noi.
Și v-a afectat cultura de pepeni? În totalitate. Era aleșteu de pește. De și nu cartofi? Se și cartofi, barii sunt bătuți, se vede la ochiul liber după 10 zile. Se vede că sunt loviți. Nu e fir de cartofi, ne lovit de piatră. Retezat. Distrusă planta? Distrusă planta, da. Uh-huh. E greu. Ce ați reușit să faceți până astăzi când am venit noi la filmat? Să reabilităm ce a mai rămas. Să am băgat la săpat la lubeniță, le-am băgat cu motosapa, în cartofi am băgat rarița, le-am băgat azot, mai aveam să le dăm de gândaci, mai am să dau o stropeală de mană și de creștere, să nu mă afecteze și clima. După ploaie mai vin și din climă diverse boli. Și trebuie să-i... Să îngrijești? Să îngrijești planta în continuare. Acum ce vrea Dumnezeu? Dacă mai produc ceva, dacă mai se mai face ceva, noi ne facem datoria să mergem până la capăt. Aș vrea să-mi spuneți povestea dumneavoastră. De când sunteți fermier, agricultor? De unde începe? De când mă știu, de la părinți. Sunteți de aici, din localitate? Din localitate, da. Și ați fost la câmp cu părinții? De mic copil, de la 10 ani. Beam apă caldă pe câmpul ei. Și am văzut că ei au câștigat. Am avut o oprire de vreo 10 ani, când nu puteam datorită locului de muncă. Și după aia m-am reabilitat și am zis, ia mă, să fac și eu ce-au făcut părinții mei, că poate e bine, că și ei au făcut bani și ei au trăit din agricultură, să continui ceea ce au făcut ei. Ați avut moștenire pământul sau da, l-ați cumpărat? Da, totul moștenire la părinți. N-am cumpărat. N-am cumpărat din cauza altor probleme. Și asta înseamnă că munciți 4 hectare sau mai mult? Mai mult pe 4, vreo 6-7 hectare de teren care le muncesc, că diferența o am în asociație. Mai puneți și altceva în afară de cartofi și lubeniță și pepeni? Am roșii, am 3 solarii de roșii. Deci aveți cât de cât ce face? Avem activitate, nu? Spare activitate. Cine vă mai ajută? Că... Păi familia, băiatul, fata, nora, soția, și de cu copilul, că avem un copil de un an. Femeia are 2 fete, ale ei sunt mai mari, le aduce și pe ale ei și de soția cu fetele. Deci întreaga familie vă mobilizați? Toți ne mobilizăm și la muncă. Că fără muncă nu putem trăi. Aveți și animale în gospodărie? Am avut animale, dar nu le mai am pentru că e greu să mai găsesc și eu bani. Foarte greu. Deci ați rămas doar pe agricultură? Pe agricultură. Spuneți-mi dacă acum, când ați avut mare nevoie de oameni să vă ajute, mă gândesc la lucrările respective, ați mai găsit oameni în sat? Unde muncă? Nu. E foarte greu să mai găsești oameni de muncă. Foarte greu pentru că oamenii pleacă să-și capete mai mult. Eu nu pot să ofer mai mult. N-am de unde să ofer mai mult pentru că eu am investiții de o jumătate de miliard până acum. Și dacă ei consideră că poate să găsească în altă parte, să duc oamenii. Dar anul trecut cum a fost pentru dumneavoastră? Ați avut episoade de astea de vreme neprielnică? N-am avut. În alte zone ale Dolșului au fost. Nu. La noi nu. La noi ne aștept foarte mult un fermier numit Dolș, care cum vedea că sunt norii puși pe noi, el făcea bău, dădea cu bombele. Adică folosea rachetele anti-grindină. Anti-grindină, da. Dacă s-ar fi folosit și acum... Și acum nu era problema. Dar mă gândesc că poate nu i-au mai dat voie. Mă gândesc eu. Nu știu. S-a întâmplat ceva? Probabil asta e singura soluție, nu? Asta e singura soluție cu proiectul ăsta cu anti-grindină. Singura soluție la nivel de țară. Am auzit discuții. Ba pe la televizor că nu e bine, că gunește ploaia. Nu e adevărat. Și unde vine prăpădul. Fără ploaie mai fac ceva. Dar dacă îmi dă grindină, pa, toată lumea pleacă acasă. Fără ploaie puteți numai dacă faceți irigații, nu? Atât. Pe ce de bolă nu au toți irigații? Și toți agricultorii enumiți au irigații. Da, agricultura fără irigații e la mila Domnului și atunci riscurile sunt mari. Toți fermierii mari, de-aia au mari, pentru că au sisteme de irigat. Și dumneavoastră cum ați putea rezolva? Asta e singura variantă. Cu sistem antigrindină și fiecare fermier când pune o sămânță în pământ trebuie să asigure și apa. Că de la Dumnezeu când vine apa, vine cu diverse. Dar nu încercați cumva prin asociațiile de fermieri sau să faceți un proiect care avem un proiect la primărie care e pe rol, dar
în perspectivă va fi, va fi. Și cu irigațiile dumneavoastră ați rezolvat? Aveți puțuri? Avem puțuri sporate, da. Păi, păi pus sporat, nu poți să pui lubeniță, nu poți să pui cartof. Cartoful și cu lubeniță are nevoie de apă 80%. Și ați luat fonduri europene? Nu, no, n-am luat niciun ban fonduri. Mă mănâncă să-l fac și eu pentru la anul, să fac un proiect. Pentru că e suprafață la mine aici. Poate să vie să verifice, să controleze, să... Eu respect un plan de afaceri, nu sunt, am părul alb în cap. La mine nu e o problemă. De muncă, de... Acum, mai greuț un pic, că îmi doare mâna asta, a dreaptă. Mai de, pic, dar... mai cu, de la muncă, mai de la vârstă, aici. Dar până la urmă, vă luați tot ajutoare. Muncă, tot de la muncă s-a făcut, tot prin muncă se va repara. Păi... Cui pe cui proiectul respectiv pentru ce vreți să îl faceți? Pe agricultură o să fac și un proiect la anul. Adică ce să faceți cu fondurile? Ce să investim? Să luăm tractoare, să luăm semănători, să luăm... Am un băiat de la într-o comună vecină care am ajutat cu utilaje și vine și ară, îmi discuie, îmi tinde folia, îmi bagă, cum se spune, cultivatoarele. Că anul trecut am avut numai porumbe am avut aici. Și aveam un băiat de la Giurul care venea și m-a ajutat cu tiraj. Bine, contra cost. Îl plăteam. Și o să iau un tractor. Trebuie să găsesc o soluție. Sunt 4 hectare numai aici, 4 hectare și ceva. Având în vedere că familia este alături de dumneavoastră... E cel mai important lucru. Ăsta e cel mai important lucru. Mă mai cert, eu mă mai dau, mai fac, mai drec, dar până la urmă mă ascultă. Da. Sunteți un om cu atâta experiență. Care e mentalitatea dumneavoastră? Ce vă face să mergeți mai departe? Mai departe că, uite, vine propădul, distruge în jumătate de oră munca dumneavoastră și a întregii familii de atâta timp. Doamna, și mergeți mai departe. Vedeți dumneavoastră, nu e iarba aia acolo? Acolo va fi tranșa a doua. Vedeți dumneavoastră, nu este iarba aia acolo? Acolo va fi tranșa a treia în iunie. Ăștia în mai, la sfârșitul mai, trebuie să fie puse tranșa a doua. Dar dacă le-a luat pește, nu e o problemă. Un luptător merge înainte, nu dă înapoi. Dacă ai dat înapoi, nu te consideri luptător. Păi da, dar cum vă descurcați cu banii? Păi, mai avem prieteni, împrumutăm la bancă, niciun caz. Că băncile sunt periculoase. Avem prieteni care mai luăm după la ei, mai vindem un porc, mai găsim soluții. Să găsesc. Când vrei, găsesc soluții. Când nu vrei, nu găsesc soluții. Dar în timp, în tinerețe, nu v-a atras... Craiova sau... Nu m-a atras Craiova. Sau străinătatea. Am fost odată plecat, dar n-aș mai pleca. Tot mai bine. Stătea străinul în spatele tău. Aici ai obosit? Stai jos. Acolo nici la telefon n-aveai voie să vorbești. E greu. Ei știți când mulți oameni, când văd la noi recolta, la anul pun și eu. La anul fac și eu. Dar de unde? Nu pun deloc. Aici sunt câțiva care îi numărăm pe degete. Stoian, Iene, Tudor, care... Adică o mână de oameni. O mână de oameni care mai vor să facă ceva. Și cât credeți că o să mai dureze asta? Nu știu, poate că tot între ei noi ăștia mai bătrâni. Ceilalți nu puteți luăm o decizie în locul lor. Și la muncă, când căutați oameni prin comunele și de aici și din apropiere, cam ce vârste au cei care mai vin la muncă? Cam 50 de ani. Cei de 30-35 de ani nu participă. Le e rușine. Nu știu nici să sape. Mă uit la ei, mai au câte unul, dar măcar are voință. Bă, uite că vrea să vină, vrea să facă ceva. Și învață. Iarăt, bă, fa așa și tot mai înțelege. Câte unul, dar aia sunt 35%. Nu găsești cel puțin 30-35%. V-ar ajuta dacă ați avea utilaje pentru diferite lucrări care să compenseze lipsa asta de oameni? Ar putea compensa cum e motocultorul. Un tractoraj mic, cu o freză, un disc. Că o să fiu întrebat. O să fiu întrebat la rândul meu. N-ai avut bani, de ce nu ți-ai cumpărat? N-a fost hotărât. Nu o să mai aveți încotro, de fapt. Păi, acum n-am decât încotro, că e necesară, e nevoie de așa ceva. Păi da, nu puteți merge. Pe tractor și faci treburile. Păi atunci, dacă nu era tractorul și cu freze, o să pun 5 hectare atunci. Da, spuneți-mi unde ajunge producția dumneavoastră.
pepenii, cartofii. La stradă, că pe am piață, văzut că aveți două... Pe piață, fie mea și aia mea. N-avem loc pe piață. Acolo sunt diversi. Cu relații, cu prize, cu... Adică nu ați reușit nu să intrați? O să fie o problemă și cu consătenii noștri de aici, care nu pun lubeniță și vând lubeniță. O să-i găsiți acela o scătorie la ieșire din comună pe dreapta. Aia nu produc lubenița și pep, dar vând. Adică iau de la dumneavoastră și se duc în altă parte? Nici de la noi nu aia. Aia de la Debulen, de la Călăraș, se duc unde poate să dribleze. A, unde o găsesc la un preț mic, un preț ca să poată să... Ca să ei să facă bani, ca toamna să râdă. A, ce muncesc ca proștia aia? Eu sunt șmecherul, pun aici, dar o să am grijă să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Eu personal să am grijă. Și dumneavoastră vindeți doar aici la drum? Da. Și mai merg prin sate. Mă duc până la Mehediț. Plec dimineața la 5:30 și seara la 7, la 8 ajung acasă. Pe păi și e bine așa? Nu e greu? Nu avem, trebuie să mergem să căutăm, să vindem marfa, să luăm bani, să ne dăm datoriile. În primul rând datoriile și după aia dacă ne mai rămâne ceva. S-a mai întâmplat într-un an. Dar mai rămas, am dat datoriile și tot am mai rămas cu vreo 70 de milioane care am dat din alte munci. Dar ați găsit înțelegere, nu e ca la bancă. No, ferească Dumnezeu, acolo nu vrea să ajung niciodată. Da. Deși nu știu cât o să rezistați, da? Dacă nu mai face surpriză din astea vremea... Eu zic că nu o să mai facă surpriză, pentru că chiar dacă a făcut acum, mai am două variante. Mai am să mai pun în cotură și în cotură. Și nu o fi Dumnezeu atât de negru să mă execute pe toate. Doamne ferește. Trebuie să câștig într-o parte. Ce reprezintă sufletește pentru dumneavoastră? Munca, pământul, agricultura. În momentul când îți câștigi existența, în momentul când îți realizezi ceva, deci eu am să fac un grup de bani. Vreau să fac ceva să vadă în urma mea. Vreau să vadă, uite, m-am muncit, dar uite, face ceva. Nu e un om care să meargă, să distrugă, să... Sunt lucruri care sunt vizibile. Și e lăsați în urmă... Rămâne ceva pentru copii. O avere, că pământul... Presupun. Avere nu le să lăsați acolo scris să nu vândă pământul. Nu, asta dacă n-am vândut eu, nu o să vândă nici ei. Credeți? Cred. Dar așa ceva am curajul și girul că nu se va vinde gram de pământ. Chiar dacă nu vă mai pune lubeniță, nu mai pune... Vom împăduri și tot o îngăsu un nivel de trai mai bun. Eu m-aș bucura să împădurească toată comuna. Uite, mă uit la primăria Mărșani, că au făcut de așa natură încât au împădurit, bravo lor, e o frumusețe când merge acolo. Vezi, păi pădure... da, din ce trăiesc oamenii dacă nu mai cultivă pământul? Păi nu îl împădurește tot, că mai oprește și el acolo o bucățică să pună un castravet, o varză și o roșie. Pentru existența... Păi, oamenii care au muncit au îmbătrânit, punct. Ei din 80 nu mai muncesc. Născuți în 80? Ei din 80 până la ora actuală nu le place munca. Le place Facebook-ul, WhatsApp-ul, televizorul, internetul. Nu le mai place munca. Nu la câmp. Păi, și nici cu animale. Când s-a dus etapa până în 80, pa România. Bine că și așa au... Păi au plecat prin străinătățuri mulți. Marea majoritate. Marea majoritate a tineretului sunt plecate în străinătate. Unii dintre ei chiar s-au lansat la noi la comună. S-au cumpărat căși. Se vede după ei că bă, am plecat acolo, am chinuit atâta timp, hai să fac și eu ceva cu banii ăștia. Și s-au și întors? Da. S-au și întors în țară și s-au cumpărat căși, au reparat cășile bătrânești. Ale pământul? Părinților. Îl muncesc? Pământul la un asociație. De la o rezărie unde lucrează spaniolii, alea le dă cotă procentuală, grâu, porumb, cum au stabilit păi, în contract. Poate de... asta ar fi o soluție după ce generația de care ziceți nu o să mai poată, poate prin asociații. Acolo, prin... acolo se va ajunge. Și nu e rău. Păi nu e rău. Păi cum să fie rău? Gândește că ai oxigen. În pădurirea eu văd cel mai important lucru la nivel de comune. Da. Nu toate suprafețele. De exemplu, din 5.000, da, din 5.000 de hectare, 3.000 în pădureștere. Eu așa își vede bine. 2.000 de hectare să-ți rămână pentru oameni să-și producă da, acum, alimente. Cam ce suprafață nu se muncește, nu e valorificată, e la noi? Pârloagă. Păi avem noroc că mai sunt asociațiile.
de mai e greu și secare pe câmp. Că dacă nu era o asociație, nu era nimic, era cotă zero. Nu mai muncea nimeni. Și așa particular, cam cât la sută acoperă din suprafață? Că sărăm că sunt puțini. Particular ce vedeți pe aici, pe fața asta, atât. 5, deci, 10. Numai, la noi ce se întâmplă? Nisipul, dacă nu-i dai apă, nu-i dai ce trebuie, nu produce. Samin, secara, 200 kg, scos 500. Păi ari, discui, plătești gloria. Și ai rămas pe zero. Da, poate nu rămâi, se merită. Poate rămâi pe minus. Am înțeles. Dar vă place ceea ce faceți și mergeți mai departe. Chiar îmi place ceea ce fac. Și munca dumneavoastră va fi continuată. Va fi plătită și asta. Ce, dacă a venit vremea urâtă și ploi și grindine și ăștia, când vrei le reabilitezi. Dacă vrei, dacă stai acasă, nu le mai reabilitezi. Păi da, da, tot muncă, muncă, muncă. Muncă, muncă, asta e viața. Fără muncă nu se poate trăi. Suntem în comuna Mârșan și am venit aici să vorbim cu domnul Alexandru Sandu, unul dintre fermierii de aici, și dânsul a fost afectat de vremea neprielnică, de episodul acela cumplit din luna mai, după Paști. O să-i spunem bine v-am găsit, că e bine, a trecut rău. Corect, da. Bună ziua! Chiar acum o săptămână s-a întâmplat, după Paști, s-a întâmplat de a plouat cu piatră. Ne-a afectat foarte mult. A plouat cu 80 de litri pe metru pătrat. Și, deci, cum vedeți și dumneavoastră, cartofii, cred că cel puțin 40-50% sunt afectați. Deci producția nu mai e normală, adică trebuia să scoatem cel puțin 30-40 de tone la hectar. Și ce suprafață aveți? Avem 3 hectare de cartofi. Și, în primul rând, pentru că investiția e foarte mare și nu ne mai acoperim toate cheltuielile din ce ne-a afectat această ploaie. Să spunem care sunt dotările, să zicem, că am văzut aveți un puț forat, aveți asigurat instalația de irigat. La ce adâncime e puțul forat? Avem un puț forat care e la adâncimea de 30 de metri, avem două pompe, una de 625, una de 825, una tragem din fântână, cealaltă bagă într-un bazin care din bazin dă drum pe irigat. Și adică cu problema asta stăm foarte bine cu sistemul de irigat. Adică această cultură se pretează în zonă, chiar dacă avem condițiile meteo vara destul de severe, de stres termic, dar ați rezolvat cu sistemul de irigații. Irigat, da, avem apă în continuu, deci la sistemul de irigat stăm foarte bine. Dar fără el puteați face fără cultură? Fără el nu se poate face nimic, fără sistemul de irigat. Da. Revenind la episodul neprielnic, jumătate din prima recoltă. Da, jumătate din prima recoltă e afectată, adică nu sunt, producția este la jumate, să zicem. Și acum deja ați început să ajutați plantele să-și revină. Da, să-și revină. Le stropim, le dăm cu rarița, o să le dăm drum iar din nou la apă, că aici e nisip și la cel puțin la 2-3 zile se udă în continuu, chiar dacă a plouat acum. Că pământul e atât de prost că la noi e nisip, nu este că e pământ mare. Când ieșiți cu prima recoltă din asta, din tura asta, ce a rămas? În maxim într-o lună zile. O lună, o lună și ceva. Și unde ajung cartofii? Cartofii ajung chiar la piață la Craiova. Și ne ducem și cu ei în țară, ajunge la Severin sau la Târgu Jiu și acolo e piață mare. Și mai vin și dăm și de acasă, adică mai vin și mașini de ăștia care vin de aici și ea. Desfacerea nu e o problemă. Nu e de o problemă, dar cartofii se dau. Da. Dar care sunt dificultățile, în general, în agricultură, din experiența dumneavoastră de fermier? E foarte greu, pentru că știți de ce? Noi sămânța o luăm de la Covalna și luăm kilogramul de sămânță cu 3 lei. Și dacă cartofii iasă atât de mulți, putem să-i dăm și cu un leu. Înțelegeți? E concurența foarte mare și nu e că să ziceți că e o afacere chiar bună așa, da? Ca să putem să ne întreținem și noi, adică să ne putem să ne dezvoltăm mai mult. Care sunt planurile de dezvoltare a afacerii? Planurile de dezvoltare a afacerii ca să cultivăm cât mai mult cartofi și să dăm drum la agricultură, adică agricultura să meargă în continuare. Că noi am avut agricultură, da? S-a distrus, am avut sistem de irigat, am avut multe și s-au dus, s-au terminat, adică nu mai e nimica. Dar forță de muncă mai este în comună? Forță de muncă mai puțin.
De exemplu, noi avem un nepeleze, l-am luat tot din Nepal și l-am adus aici, pentru că noi nu găsim, pentru că din cauza ajutorului social. Le dau ajutoare sociale, ei nu mai vrea să muncească și așa mai departe. Peste 100 de fermieri din localitățile Bratovoiește, Daneți, Mărșan și Rojiște au depus documente la Direcția pentru Agricultură Dolj cu suprafețele de culturi afectate de ploile abundente Vijelii și Grindina din data de 8 mai anul acesta. În total, suprafața calamitată depășește 230 de hectare, iar culturile afectate sunt de cartofi, căpșuni, ceapă, usturoi, pepeni verzi și galbeni, morcovi, fasole, boabe, mazăre, tutun, dar și floarea soarelui, porumb și grâu.